Neonicotinoidele sunt substanțe cu care sunt tratate semințele utilizate pentru culturile de floarea soarelui, rapiță sau porumb. Acestea sunt răspunzătoare de îmbolnăvirea albinelor și chiar de moartea lor. Apare fenomenul degutație, respectiv o transpirație pe frunză. Albina merge să adapă, bea apă de pe frunza respectivă și în circa 2 ore îi se dereglează sistemul nervos și albina nu mai ajunge la stup sau chiar dacă ajunge, moare. Aceste substanțe au condus la moartea a 35-40% din totalul familiilor de albine ale apicultorilor maramureșeni. La noi în județ au fost pierderi în iarna anului 2016-2017 în jur de 35-40%. Au fost apicultori care au avut 100 de familii de albine și au rămas cu 20 și alții cu nimic. Augustin Demian mai spune că apicultorii maramureșeni au solicitat ajutor de la stat pentru acoperirea acestor pierderi, însă acesta nu s-a aprobat.